Morim aici, Lay's acolo și noi tocmai am pățit. Am făcut pană. Da, astăzi sunt cea mai fericită persoană pe pământ. Uitați-vă cât de mare e. Ați avut vreodată sindromul impostorului? Așa mă simt eu acum, simt că nu merităm chestia asta. Ăsta e departe de alalte, deci tu nu stai... Uite la cine am. Bă, nu cred! Incredibil! Bună dimineața! Hai să vă explic o treabă. Este ora 8. Bună dimineața! Ce fericită e! Este ora 8, ne-am trezit la ora 5 și ne aflăm acum în estul Ruandei, aproape de granița cu Tanzania, în Akagera National Park. Și pentru prima oară în viața noastră vom face un soi de safari și nu doar atât, vom dormi aici o noapte. Stați cu noi până la final pentru că vom vorbi de toate costurile. Suntem aici cu prietenul nostru Jean-Claude. Hello, Jean-Claude! Hello! Deja e omul nostru de încredere în Ruanda. E omul de la care am închiriat mașina. By the way, am luat și amendă. M-a prins radarul, am luat amendă 25.000 de franci și cumva m-am simțit... Am luat asta ca un semn de uniune și am spus să ne ajute să organizăm acest trip. O să vă las toate detaliile lui în descriere. Look at him. My man in Africa. My Rwandan friend. How big is the park? It's this fence they have 146 kilometers. De fiind spuse, o să vedeți cum e o zi în safari în Rwanda. O să vedem împreună, sperăm pentru prima oară să vedeți și noi zebre și girafe și chestii de genul ăsta și o să vedem. Și o să vedem și cea mai șmecheră cazare de aici, pentru că o să petrecem aici câteva ore bune, adică cel puțin peste 24. Bine ați venit, bine venit. La ultimul clip din Rwanda. Ni s-a spus că vom fi botezați la intrare? Da, așa ne-a spus prietenul nostru că o să fim botezați cumva și mi-a arătat un soi de spray așa mingoț, așa că... Muștele țețe. Așa. Dacă nu ne-au curentat până acum, ne vor curenta acum. Asta este compania care ne-a ajutat cu tot aici în Rwanda, Journey Africa Wild, de la ei am închiriat și mașina, de la Jean-Claude. Așa arată trocariciul nostru și e mișto că e doar pentru noi. Adică e doar a noastră, e privată, suntem doar noi, Jean-Claude. Încă o fată de la el de la birou și o să ne bucurăm de această experiență cum nu se putea mai bine. The border, so you can even just take a Tanzanian internet. So it's better to using the Wi-Fi. Avem Wi-Fi în mașină și noi nu știam. So that's the form that you should do. Deci doar intrarea în Parcul Național costă $100 de om, asta e doar intrarea, să ai permisul ca să explorezi Parcul Național. Costă la fel pentru o zi sau pentru două. Noi vom face două game-uri, așa se numesc, unul azi și unul mâine. Astăzi avem toată ziua, dormim aici, dimineața luăm micul dejun și avem din nou prima parte a zilei până la prânz când ne vom întoarce către Kigali. Deci e un vlog lung, veți vedea toată experiența asta, o să vorbim și despre costuri și despre opțiuni de cazare și toate cele. Dar nu uitați că pe mine ajută foarte mult, dacă voi vă abonați, nu vă costă absolut nimic, e forma voastră de a sprijini acest proiect. Suntem gata? Suntem gata. Suntem gata. Puneți-te pe cipicica? Îmi pun cipicica după aceea, cum aici e umbră, iubito. Ai o pată de culoare? Da, am o pată de culoare și stă bine. Stai superbisima. Bună dimineața, cât e ceas? Bună dimineața, foarte devreme. Este 5. Este ora 5 dimineața. Și unde plecăm? De safari. Se vede după outfit. Nu mă duc la botez. Mi s-a făcut evident un briefing unde rezumatul e foarte, foarte simplu. Zâmbește naturii și natura îți va zâmbi. Când vă dați jos din mașină, dacă aveți nevoie la toaletă, faceți-o repede. Ce? Și să aveți grijă, nu cum să faceți în spate la mașină, pentru că unele au cameră și se poți vedea în ele. Aia deci, cu glumița zilei. Zâmbește naturii și ea îți va zâmbi înapoi. Și grijă mare cu animalele, că aici nu e zoo, aici e groasă. Are 1100 de kilometri pătrați. A pierdut 900 de kilometri pătrați acest parc în timpul genocidului. După genocid, când oamenii s-au întors în Rwanda și s-au trezit că nu aveau unde să trăiască efectiv și guvernul a luat pământ Parcului Național și le-a dat oamenilor. Haide!
Dar sunt foarte mari, they are so big. Yeah. I think it's the first time in my life I see baboon. You see baboons? Da. Voi ați mai văzut babuini vreodată? Nu am văzut niciodată. Ce, ai văzut babuini vreodată? Niciodată. Am văzut mai mulți, dar nu babuini. It is first time. E plin drumul de babuini. Uite pe ăsta mic. Wow, ăsta e mai măricel, numai să nu-mi fure camera din mers. Wow. Eu n-am mai văzut babuini în viața mea. Începe muscațețe. Azi dimineața Givenchy și acum Dior. Și sincer, marea majoritate a cadrelor în care ați văzut animale în acest video și ce urmează să vedeți, adică cadrele alea spectaculoase, au fost filmate cu telefonul pe care l-am cumpărat acum o lună. Telefon pe care l-am cumpărat de la Flip, acest iPhone 14 Pro Max, el e diferit de un iPhone 14 Pro Max normal. De ce? Pentru că el, deși e un telefon nou și se comportă ca nou și arată ca nou și inclusiv bateria e ca nouă, cu 99%, are o particularitate. El e cu aproape 300 de euro mai ieftin decât unul cumpărat de la Apple direct, pentru că l-am luat prin flip.ro. Și nu vreau ca asta să fie o reclamă în aia standard în care eu vă citez pe un prompter sau un brief, adică am prea mult respect și apreciere față de ce fac oamenii ăștia. Pe bune, sunt incredibil de impresionat de telefonul ăsta. E un telefon ca nou, care se comportă ca nou și e cumpărat dintr-un loc unde o grămadă de oameni care s-au pregătit, care au studii în chestia asta, i-au făcut 67 de teste să se asigure că se comportă ca un telefon nou și ți-l vând ție cu până la 40% mai ieftin. Mai mult de atât, dacă folosiți codul Cristi și Raul 50, aveți 50 de lei reducere la orice telefon achiziționat de pe flip.ro și dacă vrei să-ți vinzi telefonul, pentru că poți să și vinzi telefoane, vei adăuga 50 de lei în plus la valoarea telefonului tău pe care urmează să-l vinzi. Eu sunt unul din cei 300.000 de clienți pe care i-au avut deja acești oameni. Practic, diferența de bani de la ăsta nou față de un alt telefon cumpărat din magazin oficial și ăla nou într-o cutie diferită, îmi ajunge să petrec o noapte de safari în inima Africii. Linkul e în descriere. Astăzi e ziua mea de fericire. Îmi place mașina, n-am văzut niciodată mașina din asta și îmi place foarte mult. Suntem singuri, singurei. Vedem și animale. Avem și puțin de sorinel. Ce mai? E ziua mea de fericire. L-am întrebat dacă vedem leopard, cam cât durează până închid ușa aia de sus de acolo. Am văzut eu niște videouri și a zis nu, că nu, dacă se suie pe mașină, dar înăuntru nu intră, zic las. Zim cum se închide chestia aia. La bafta mea. Ai văzut ce voia, iubire? Da. Uite-le aici. Nu mai lipsesc girafele și deja l-am văzut pe toate. I'm happy. Ia uitați. Una, două, trei, 4, 5, 6 aici, una lângă alta. Yeah, this is a fast food of the lion. Fast food of the lion? Ce frumoase sunt impala astea, dar din păcate da, ele sunt prânzul celorlalte animale. Dar Luca, avem noroc, mamă, vedem multe chestii. That means that if they are here, the leopard and the lion is not close. Yes, it means. În prima jumătate a parcului, în partea sudică a parcului, nu vei vedea foarte multe chestii. Noi avem noroc să dăm de ele, dar de asta e recomandat să vii mai multe zile, pentru că evident, fiind intrarea în sud și cazări și multe chestii în sud, animalele fug cumva de oameni și se duc către jumătatea parcului și către nord. Deci cu cât mergi mai mult în depărtare, să zic așa, cu atât ai mai mari șanse să vezi animale. Doamne, ce liniște! Ne-a botezat musca faimoasă africană și pe mine și pe Ralu. La Ralu i-a intrat cumva pe sub pantalon și a curentat-o. Aici în Rwanda în principiu nu ar trebui să fie, dar și alea transmit cine știe ce boli. Deci aveți grijă la ele, muscațețe asta. Eu cred că am e de la de frică. N-a știut să iasă și că e de frică, cred că m-a pișcat chiar aici, prin pantala. Ce să faci? Asta e botezul de safari. Ne-am oprit aici 10 minute să ne întindem puțin, să ne dezamorțim de la zbălângăneala
cu mașinii și continuăm. Am văzut, deja loc a vrut să vadă zebre. Cred că am văzut 100 de zebre. Să vedem dacă avem... Uite, mai vedem. Lasă-mă, pace. Lasă-mă. Și să mai vedem niște zebre. Da, hai să vedem ce mai găsim astăzi și după trebuie să mergem către campingul nostru unde dormim. Ne-am oprit aici la un restaurant camping și aici în pom, ia uitați câte cuiburi astea de păsărele sunt. Și sunt și pe jos foarte multe și chiar mă uitam la unul dintre ele, la... Cum e făcut? Adică cum... Uite-ți. Mi se pare foarte tare că inclusiv restaurantul, dar și even the fences, I guess. Yes, this is the fence. They use the solar fence. Totul e and the restaurants, the fridge, the everything. The phone. That's the, you see, this is the big panels and this small one. Mm. Totul so e this, pe panouri solare, yeah. Inclusiv astea electrificate pentru animale. Îți dai seama că asta nu te curentează cât să mori, numai cât să le sperie. Mi se pare foarte tare că aici în mijlocul pustietății au panouri solare. Adică pentru asta au fost concepute, de fapt. Foarte tare. O vezi dumătura, Luca? Aaa, uite ce era acolo, da. Cum ai văzut-o, mai bine? Și chiar că, chiar dacă e la o distanță considerabilă, zic eu, 200 de metri cel puțin, am văzut și prima noastră girafă. N-am văzut girafă în viața noastră niciodată. Am văzut. Ai văzut-o acum? Am văzut. Și-o văzut-o roa lumea, frate. Era o care, bă, Luca, bă, lentilele astea îi merg numai când o interesează. Bă, de multe ori, dacă zic, dă și mie cablul ăla că e acolo. Nu-l vede, trebuie să mă ridic. Ai văzut-o? Da. Uai, ce frumos. Ești cea mai fericită persoană pe pământ? Da, asta sunt cea mai fericită persoană pe pământ. De pe tot pământul. Eu și girafa mea. Dar ce murdară ești acum? Sunt foarte murdară. De la de spray. Spray și praf și cafea. Și un pic de cafea, că ți-o căzut și un pic de cafea pe tine. Da. În alb, nu veniți în alb în safari. Da. Dar nu mă interesează. Chiar deloc. Ce mai lipsește? Rinocer, hipo? Îmi lipsește elefantul ăla mare african. Leu! Leu! Mi-a căzut camera de frică. Era un leu ușor de oaică. Eu am închis geamul de frică. Să știți că noi am văzut lei mai mult decât i-ați văzut voi, pentru că n-am prins ce? Hipo, hipopotam! Are flori pe el. Nu te băga sub apă. Nu. În 10 minute, uite, acolo e un crocodil. Aici hipopotam. Girafa e undeva în spate și leul e foarte aproape, ceea ce pe mine mă sperie teribil. Că... E ok. Uite, numai că fix acum a ajuns și altă mașină și s-ar putea să se bage ăștia sub apă foarte repede. Uite-l, uitați crocodilul. Mamă, dar cum se camuflează ăla și lângă ăștia. Incredibil. Nu se iese niciun afară, așa. O ieși mai dintr-un, da, așa întreg. Adică ai două zile de game și tu deja ai văzut atâtea chestii în 3 ore. Am ajuns la 9, da, și e 12 fără și am văzut aproape pe toți. Mai avem și noaptea. Da. Noaptea s-ar putea să se trezească mai multe animale. Te-am dat părerea cu cine și da. Mult. Să știți că eu nu aveam de gând să fac chestia asta, pentru că mi se pare foarte scumpă, dar Luca s-a ținut de capul meu și a zis că e odată, că de câte ori venim noi aici, că nu știu ce, că să facem acum, că ăsta e mai puțin cunoscut, puțin tranzitat decât cei în Tanzania și Kenya și poate ai șansă să vezi mai multe, bla bla bla, bla. m-a convins. Deci e ora 12 și ne-am întâlnit doar cu 4 mașini. Da. Și astea care s-au ținut după noi. Nice.
Și noi ne-am ținut după ultima și am văzut leu. Deci e bine. Și sunt foarte multe păsări pe care nu am eu aparatura necesară să vi le arăt. Da, colorate, toate felurile. Mamă, ce copite în mufă i-a dat la băiatul care a vrut să se înfingă și el. Și uite-le și pe astea aici. Băi, astea sunt așa de mișto, parcă sunt cumva colorate așa pe lângă, știi? Mm-hmm. Desenate. Conturate, mai bine spus. Așa. Bă, dar ăla, zebru ăla, vroia să-i facă ceva la zebra aia și i-a dat două ciocate în mufă de la alt zăpăcit. Da, i-a dat un trebe, că am auzit. S-a auzit, clac! Another type of what? Antelope. Antelope. Era cu coarne mari. Yeah, here we have... Deci, mare noroc ce au unii oameni că animalele nu sunt... Nu, ele nu prea vor să te atace, adică leul e pe aici pe aproape, e foarte aproape. Probabil s-a speriat de noi că suntem mulți, dar unii au rămas blocați aici cu mașina. A vrut să se bage pe unde ne-am băgat și noi și n-au mașină pregătită pentru așa ceva. Și sunt aici blocați și a venit toată lumea să-i ajute și uite, sunt oameni care sunt pe jos. Asta e KFC. Hai că-l scoatem, încercăm să-l scoatem, dar greu. Miroase ars, Jean-Claude este potolești. Rupt, i-am rupt mașina. Pune-te jos. Gata, i-am scos și pe ăștia. I-am salvat. Am făcut fapta bună a zilei. Numai eu pot să dau de unul care muncește și, și în safari dau de unul care să-mi bată cu ciocanul în cap. Si. Si? Stau aquí? Aquí mismo, por eso yo no me bajo del carro. Yo por eso me quedo aquí, no te preocupes. ¿Tienes el video? Sí. Tot nu o prind. Da, mă, ca să fie jocul complet, Hakuna Matata e și Pumba acolo. Dima și Pumba. Dar... Ia uite-o. Girafa. Girafa acolo. Și ăștia mici aici. Ia uite-i. Mi-a, acum nu-mi place că ne-am oprit să-i salvăm pe ăștia și acum mergem în șir. Mergem înainte toți. Eram singuri. Da. Da, aia e. Dar oare girafa nu poate să fie mai aproape? Ba, acum mai zic că sunt. Iubitul, și uite, acolo este ceva, ce sunt aia? Ce trebuie să caut? Un pung, așa înalt, maro, ca un băț. Așa trebuie să cauți, între toate vegetația asta. Acolo văd ceva de departe, ceva animale negre. Un bufalo ceva. S-ar putea. Dar acum e important să înveți de maro, da? Mulțumesc! Faza e la modul următor. Noi, la cazarea în care stăm, pe lângă costul cazării, îți include și... Eu gâncăm. Îți include și toate mesele, dar am decis ca prânzul să-l luăm pe aici prin parc, să nu pierdem timp, să mergem la cazare, să mâncăm, așa că luăm pe aici prin parc, prin zona asta, și la cazare o să luăm cina, micul dejun și eventual prânzul mâine. Așa că ne-am întors la bar. Aici totul costă 10.000 de franci, adică vreo 9 euro. E scump, dar e singurul de aici. Eu mi-am luat un sandwich, thank you, brother. Ciapata cu vită și nu mai știu ce, sincer. Și Raluca și-a luat ceva cu avocado și cu pui. Sunt niște sandwich-uri cu niște cartofi prăjiți și un pic de legume care costă 9 euro. E perfect ca să putem continua, însă Jean-Claude a venit cu desertul. What do you bring here? Mango, banana. Oh, you bring a lot of bananas. Yes. Nu că bringi banana. You want? I have that situation. Ah, you have it there. Yeah. Hai, poftă bună. Nu, no, este, vă cu bani de la mine. Nu acolo, diferent. Să-i diferit, are asta foarte mare. Ce? Simburele n-au uitat. E mult mai mare el. Și cade din 10 pieces. Be careful, don't cut the... Mother,
Yeah. Are you having fun? Yeah. Yeah. I'm happy. You want to sleep, right? Yeah. So you learned how to carry this? No. No? You didn't show her how to carry it? Okay. Assist me this. I'll show you how just we carry on the, our local market. <Ba-da-da>. But it's too small. Wait. Okay, I'm the best, right? Ok, acum am mâncat, avem burțile pline, mergem în căutarea unui element foarte important. Elefantul african. Am văzut cei din Asia, vă aduceți aminte că am fost cu ei, ne-am bălăcit și toate astea. Ăștia de aici sunt de 2-3 ori mai mari. Și mult mai agresiv, mi-a zis da. Jean-Claude, a zis. Vă văd pe voi pe acolo prin astea cum mângâiați voi elefanți aici, îi mângâi și mori. Da, așa că sunt foarte curioasă. Și poate dacă avem noroc, mai vedem și un leu, doi, trei. Ne mai trebuie rinocer, elefant și a zis că sunt și hiene, dar nu ne prea interesează. Deci suntem atât de norocoși. Avem o familie de elefanți africani lângă noi. Da. Mamă, tată și doi puișori. Și încă au coarne. Uite. Uitați-vă ce aproape sunt. Doamne, nu pot să crezi ce văd. Se aude ceva aici? Da, cred că e altă. Uite, o să treacă prin fața noastră, Raluca! Nu pot să crezi. Bă! Vezi? Da, asta sunt foarte aproape noi, s-ar putea să ne iese în drum acum să vezi tu o distracție. Ok, hai. Uite-l. Oh my god. Uite-l aici, Ralu, în fața ta. Stai că sunt toți la noi. Ui. Oh. Jean-Claude, he's angry, take care. Mamă, s-a întors la noi, ne ia ăsta pe sus, ești nebun la cap. Se întoarce la noi, nu-i prea convine. Eu zic să plecăm. Iartă-ne că te-am deranjat. Ne cerem scuze, vă iubim. Frumoșilor! Jean-Claude? Are you sure we are safe here? Yes. Eu n-aș crede. Nu, când are și pui, s-ar putea să fie un supărăcios. Zice că aici e complicat, că sunt foarte mulți boschezi, dar nu am mai văzut umbre. Noi cred că suntem înconjurați de elefanți, că acolo văd umbre. Și auzim. Și se aud. Deci patru au trecut pe lângă noi ăia. Aud acolo, în drept. Se mișcă copacii ăia, se mișcă că trec ei pe acolo. Și acolo e plin de ei în față, la fel. Uite, se vede acolo unde e. Ascultați atent copacii. Clar, mai sunt și acolo, 100%. Eu v-am spus că sunt cea mai fericită femeie de pe pământ astăzi și acum, top! Ce frumos este! Above 100 kilograms of the leaves every day. Yeah. Hot like this, it's better to come close of the lakes. Ah, that's why you brought us here. Ne-a zis bossul că ăsta, elefanții ăștia sunt mici. Că noi am văzut pe aia mare, că ăștia sunt mici. Mamă, păi dacă ăștia sunt mici. Mici, să ia la obor, păi ne-a sărit mai elefantul, e nebun. Oi de capul meu.
Nu pot să cred așa. Deci eu am lenit. I'm frozen. You see how he looked at us? It's nice. And put the eyes like this one. So it means... And he does with the head. Yes, it's very... It's not happy. It's aggressive. Okay. Yeah. Lasco's la plimbare pe Vărucu. Yeah, under the tree, right? Lay. This bird is from Slovakia. Wow. Avem lei. Avem lei sub copac. Cât noroc să aibă frate. Să vezi, deci am văzut aia și acum avem 1, 2, 3 leoaice și un leu. Atât văd eu de aici, dar cred că, nu știu dacă, acum nu știu dacă sunt 3 sau 4. Un leu și o leoaică sunt după copacul ăsta și două sunt acolo. There are four. Yeah, two there, two here. Deci mi se pare, ah, can you give me that? Da să văd și eu. Deci cât noroc să ai, frate. Sunt dacă am copacul ăsta. Yeah, here you can make a history on that. Mamă, se mișcă. Deci, fii atent că acolo sunt mai mulți. Acolo au fost, cred că au fost două. Și una merge acum către el, către boss, către zeul junglei. Oamenii ăștia în Africa de Sud sunt cu caprele, frate. Deci ăștia pe care vedeți aici sunt cu duba aia și eu campează aici. Și nu știu dacă vă dați seama bine, pe lângă aia 500 de babuini care sunt aici. Lei ăia 6 erau după colț acolo, pe acolo, 10, 20 de metri sunt, după copacul ăla. Și stau aici super chill. Până e nebun, lumea la tura asta, mă mâncați. Mi-au înghețat picioarele acolo. Așa a fost mereu, iubito. How they camp here with the lions at 300 meters? No, it's too risky. Yeah. Te întreb dacă vrei să mergi la mai mult. Nu. O să murim aici. Lei-s acolo și noi tocmai am pățit. Am făcut pană. Sper să iau un pistol la el. E de la asta, cred, nu? Mamă, de ce am luat aici, mă, mâncat? Eu cred că se spart. Vedeți băiatul ăla din toate mangerii? E un înger trimis de Dumnezeu pe pământ, pe aici, ca să aibă grijă de noi astăzi. Pentru că, cum ai zis, noi l-am scos pe ăla? Noi l-am scos pe cel și băiatul ne-a ajutat pe noi. Te-ai îmbătrânit? Da, m-a ajutat și eu. Nu mă sper. Congratulations! Thank you! Best master driver Akagira. Am scăpat de acolo, s-a rezolvat pana. Câte secunde erau între locul unde am făcut pană și acești 10 lei sau câți naiba sunt acolo? 1, 2, 3, 4, 5, eu număr cam 8. Nu cred că am mers 15 secunde. Uite că e altul acolo. Unde? Acolo. Wow, e unul în spate de tot, chiar. Pe acolo. You catch him very well? Huh? You catch him very well? Catch him? Yeah, you take for the photo and the video very well. Yeah, the video is good. Okay. I hope she doesn't want to kill us. No. Bă! S-a ridicat una? Mamă, s-a și ridicat. Oh-oh! She's up! Lancă-te! Hey. Deci Jean-Claude ne-a aranjat cea mai luxoasă cazare de aici, de la oamenii ăștia, de la Ruzizi Tent Lodge, direct în Parcul Național. Vedeți acolo? Și ne-a luat cea mai luxoasă cameră la jumătate de preț. Dar credeți-mă că merg pe podul ăsta de jumătate de oră. Ma. What? What?
Nu-mi lua entuziasmul că sunt foarte fericită că îmi place unde am ajuns și îmi place casa și haide să facem un room tour să vedeți unde suntem. Ați avut vreodată sindromul impostorului? Așa mă simt eu acum, simt că nu merităm chestia asta. Deci simt că nu o merităm. O să vorbim după aia despre costuri. La final, cum v-am spus, nu e ieftin să vii să dormi în safari, în lodge și cu atât mai puțin în asta premium, dar mulțumită lui Jean-Claude a fost mult mai ieftin decât prețul normal. Puteți să intrați pe internet să vă uitați, dar simt că nu merităm. Deci asta este cortul nostru, după cum vedeți. Este absolut enorm și credeți-mă, dacă sunteți din aceeași clasă socială din care facem parte și noi, nu o să vă vină să credeți ce e înăuntru. Unul la mână avem Wi-Fi. În mijlocul chestiei astea, suntem la 18 metri ridicați. 8. 8 sau 8? Eu am înțeles 18. 8, da, n-ai cum 18. 8. Aici este lacul și e foarte probabil, după spusele multora, să ne trezim cu hipopotame aici. What? Iar apoi, la ora 7:30, avem inclusă cină. Merge și vom lua cina, iar în timp ce noi luăm cina, ei vin și dau cu spray și dau cu toate nebunile să nu intre muște, să nu intre țânțari și ne pregătesc cortul pentru dormit. Am vrut să aveți așa un context. Acolo avem două scaune și o măsuță. Haideți în ochi. O să încerc să fac chestia asta rapid, să nu vă nebunesc și așa, video deja este foarte lung. Băi, dacă încă ești aici, dă-i și tu un like. Vino, te rog. Stai să mă descalz, că parcă mi-e și rușine să mă încălțat aici și vreau să caut un bec. Așteptați-mă o secundă. Avem aici un soi de birou pe care nu o să-l folosesc, evident, măcar asta să nu editez, și un telefon în caz avem nevoie de ceva. Chestia asta foarte frumoasă din lemn cu niște cărți. Aici avem o zonă ca un fel de living. Uitați-vă și voi vedeți ce e afară. Toate chestiile astea sunt făcute din moschitera, îi spune spaniolul. Plase, n-ai țânțar, să nu intre nimic. Și uitați-vă, vă rog frumos, uitați-vă la patul ăsta. Deci, bă, nene, nu știu dacă se apreciază pe cameră cât de mare este. Intră 4 persoane aici și asta nu e nimic. Asta nu e nimic. Aici avem o lumină portabilă din asta, pe care o să o las așa să ne mai ajute cu lumina. Acolo avem niște pături în caz de avem nevoie și Raluca, stai acolo. Vin acum ca să vadă măreția acestui loc. Dragilor, bă oameni, ești nebun la cap? Păi vedeți cât e de mare toaleta aici? Asta să pui hârtie igienică, șlapi, cuptor cu microunde, prosoape, tot ce ai nevoie aici, nu știu ce sunt chestiile astea, nu știu. Cadă aici în mijlocul acestei încăperi, șampun, gel de duș și așa mai departe, totul frumos decorat, ne-au explicat și pe lângă asta că toate sunt produse bio, făcute în satul nu știu care, să nu poluezi și așa mai departe. 4 sticle de apă aici, 2 oglinzi superbe. Când credeai că e gata, nu e. Mic dejun, cină, mâine prânzul, ne-l dau la pachet că noi avem treabă, trebuie să căutăm, și rinocerul, că e singurul care ne lipsește, și asta vedeți, se coboară. Duș în aer liber în Parcul Național, îngrădiți evident de din asta electrică, numai maimuțele pot veni. Duș în aer liber. Ce am făcut, Doamne, să merit așa ceva? Cum faci duș aici, a? Și credeți-mă, mai este un plus aici, la cortul ăsta. Intimitatea, adică sunt, cred că la Ruzizi aici sunt 6 corturi și unul premium, ăsta. Ăsta e departe de alte. Deci tu nu stai... Este pe aici, po? Eu cred că e un hipopotam, a fost, da. În fine, voiam să zic. Tu nu stai cu oricine, tu nu mănânci cu oricine. La 7:30 avem cina, pește la grătar, nu o să mai filmăm și cina. Și mâine, la ora 6 dimineața, începem runda 2. Dacă se întâmplă ceva spectaculos aici, veți vedea, avem și ventilator. Doamne, deci dacă veniți în Rwanda, în Uganda, fără reclamă, fără nimic, frate, luați legătura cu omul ăsta. Deci credeți-mă, îl cunoaște toată lumea. Aici, noi, aici prețul normal cred că e undeva la 200 de euro de persoană. Noi am plătit mai puțin prin el, dar e și 200 pe persoană, cred că ar merita pentru ceea ce am văzut astăzi și cum a fost ziua de astăzi. Și mai avem mâine. Ce formă de a ne lua la revedere de la Rwanda, așa-i? Tu dai seama cum nu o să dormim acolo? El, cumva. Tu dai seama cum o să dormim acolo? Tu-ți dai seama că, adică, câte sunete o să avem? Asta, da.
plasa asta și ne-a arătat cumva dacă vrem se poate ridica de aici așa peste geam. Și eu cred că acolo este un rino. Că l-aud hipopotam, cum respiră. Rino, nu cred. A? Hipopotam, nu cred că rino. Dar nu stau în apă. A, da, sau un ce-o fi? Dacă îl vedem, vi-l arătăm. Pe acolo e. Eu știu că în safari nu se vine în alb, da? N-am avut altă haină și eu uite așa cum. Am terminat cu pantalonașii. Lasă zâna mea că eu stau la cazări de 400 de euro și intrarea 200 de euro și mașina și ea filmează aici. Ce să cartofiorul? Hai să mai întâmple și aia. Pe aia care își cumpără BMW și n-a bani de benzină. Sub noi, credem noi că sunt hipopotam. Așa sunete, o să ies afară din nou, deși o să mă sparg țânțarii, cu camera. Nu o să vedeți mare lucru, dar vreau să auziți. Poate avem norocul să prindem video sunetele astea, pentru că de câte ori vreau să le trimit un audio cuiva, se opresc. N-au un... Eu cred că e hienă, nu-i câine. N-am văzut niciun câine în Rwanda. Sunt hiene. Lăsăm toate aici, pentru că vom reveni, fiind doar ora 6, o să ne întoarcem la ora 9. Vă spun acum planul. Iubita, ești pregătită pentru încă o expediție? Te aștept afară. Răpovestesc la oamenii niște treburi. Deci, bună dimineața, lume, bună dimineața, lac, bună dimineața, junglă. Mi-a răspuns. Am văzut un răsărit foarte frumos pe acolo printre copaci. Hai să vă spun plănulețul, pentru că este doar ora 5, mergem să vedem dacă putem să prindem leii la vânătoare. Mulțumesc că nu au fost la vânătoare ieri, apoi mergem să căutăm rinocer, că doar la ne lipsește. Și aseară am fost acolo la grătar și am fost cu același tricou și am zis, nu mai iau astăzi alt tricou, că am avut ieri cămașa, pentru că nu am foarte multe tricouri curate. Ăsta miroase a grătar în 4K, deci acum să vedem dacă musca țețe vrea să muște dintr-un tricou pe care s-au făcut practic mici. Da, puta grătar. Extraordinar, nu contează. Cred că mi-am stricat toate tricourile, că m-am dat cu șpete de țânțar de la foarte de aproape și nu o să mai iese. Și Raluca are o cămașă pe ea verde de safari și vreau doar să precizez că nu e aceeași. Și a cumpărat cămașă identică cu a mea ca să nu putem să le purtăm odată. Să știți că nu e cămașa mea, nu o poștim. Da? Mă duc să fac rost de o cafea și... Into the jungle! Into the jungle! Așa ceva, băi nenicule, băi, mă iubire, mă, băi iubire, uite ce frumos ești tu. Vezi? Nu văd, că te așteptăm pe Jean-Claude, ne bucurăm de răsărit și că, uite mai mult. Jos de la portocalii.
și ne uitam la o maimuță acolo. Și între timp voiam să vă spun, cum am zis tot timpul, frate, diferența între hotelurile normale și hotelurile premium de lux 4-5 stele nu o face decor, o face staff, frate, serviciile. Deci știți cum sunt oamenii ăștia? Zic că sunt armata. Deci, nu știu, mă facă strănut și într-un minut e aici cu șervețel. Foarte, foarte mișto și mă bucur că, deși totul aici, ca să, dacă vine să credeți, în Africa, oamenii ăștia aici nu acceptă cash nicăieri în tot parcul ăsta, totul e cu cardul. Mă bucur că a venit cu bani la noi. Noi suntem practic în penultima zi de Rwanda și toți banii pe care mai avem, vreo 25 de euro, i-am adus cash la mine și o să îi împart pe aici cu oamenii ăștia, că se comportă absolut demențial. Zice că poate pentru voi nu sună o avere și nici nu e, dar lor o să le facă ziua mai bună. Omul ăsta nu-i pe treabă lui, el a ajuns la 6 dimineața cu 5 minute întârziere, că el a stat să spele mașina, frate, și că trebuie să-mi vadă frumos pe video. You wash the car? Yes. Now we go again on the sand. Și mai spălăm o dată. Nu-i pe treabă lui. Good morning! Yes, good morning! Let's go. Let's find the Rhino. Yes. We find it? Good morning. Good morning. Yeah. Hopefully. Hopefully. Yeah. And the leopard. Let's see. Yeah. Oh, leopard. Ce bine te-am filmat! Is it here? Bă, nu, dă înapoi, go back to the other photo. What? There's a better one, they're all sleeping. Wow! So they were there, mamă, de ce erau acolo și ăștia au dormit aici. Yeah, oh my god! Yeah. Băi, și de ce ăștia au dormit aici? Astea sunt băieții de ieri care ne-au ajutat ieri. Astea sunt oamenii care ne-au ajutat ieri. Și lei care erau acolo, unde, pe mai departe, au venit aici, s-au culcat aici. Bă. Acum spune doamna că e incredibil că doar aici, în campingul ăsta, a văzut 4 din cei 5 Big Five. Da, au zis că a venit și un leopard. Noi în dimineața asta nu vedem nimic, suntem la... Vorbim păsărească, deja că numai păsări am văzut. Astăzi suntem pe Birdwatch. Și credeți că s-a terminat? Îi vedeți, da? Îi vedeți, da? Nu, fiți atenți. Hola? What? Vedeți că astăzi suntem într-o zonă a parcului unde peisajul... Mi-am călcat pe geacă. Peisajul s-a schimbat complet. Aici leu nu prea are unde să se ascundă. Vedeți? Aici e totul mai... plat, așa. Total diferit de peisajul de ieri. Nu știu ce caută Jean-Claude de acolo. Ceva nimăluță, sigur. Sigur? Mm-hmm. Dar nu sunt matinale ca noi. Ne-am întors să luăm micul dejun. V-am zis, din păcate n-am văzut mare lucru în dimineața asta. Este abia ora 9, o să luăm micul dejun. Am dat comandă aici la oamenii ăștia să, că plătim noi extra să le facă micul dejun și lor aici, că ei voiau să meargă să ia micul dejun, nu știu unde, vă dați seama, prețurile astea pentru localnici tăia capul, dar am zis că plătim noi încă două micuri dejun extra, nu știu că costă, nu poate să fie mai mult de vreo 10 euro, zic eu, fiecare, și să ia și ei micul dejun cu noi. Și tocmai am aflat prețul oficial al cortului în care stăm noi în sezon, e 385 de dolari pe noapte, de persoană. Îmi caut pisica. Hai da, pisicuță! Pisicuță! N-am găsit. Deci azi două mașini au văzut leopard, zic că ieri v-am zis, au un grup de WhatsApp, toți ghizi ăștia, și spun, am văzut aia, două echipe au văzut astăzi leopard, numai noi nu. Ieri Raluca le-a luat pe toate, astăzi nu-i mai merge vrăjala. Astăzi sunt pe Game Over. Ai văzut un leu și astăzi și zebre. Da, și am văzut multe păsări, deci astăzi e foarte puțin. Faptul că vedem lei deja s-a transformat în normalitate, adică e un fleac. Ne mai vădăm pisica? Da, cum o chem? Pisi, pisicuța! Haide, pisi, pisicuța! Uite, dacă nu vrei să mergi să stai la resort acolo sau la hotelurile de lux, la lodgiuri, ai și opțiunea să vin într-un camping de ăsta. Ăsta, după cum vedeți, după cum nu vedeți, dar vă zic eu,
are priveliște la lac și e înconjurat de din asta electrică. Ăla unde au dormit nebunii și am făcut noi pană, le spun nebun din dragoste, da? Ăla, campingul ăla nu are din asta, adică acolo chiar te poate mânca leu. Însă aici, aici ai din asta electrică care te scutură un pic și nu intră niciun balaur. Uite ce frumos se vede. Asta e cea mai economică opțiune și e și foarte aproape de recepție, la 2 km gen. Plătești doar taxa aia de intrare și după aici cred că dai sub 50 dolari. Comparativ cu 700 cât sunt logiurile pentru două persoane. Bine, sunt unele și ăla e luxuri, după aia sunt unele medium și asta e cel mai ieftin. This is safe. Mi-e aduce aminte de iurta din Uzbekistan. Cam așa erau, nu? No lions? Yeah. Yeah. Even the baboon they cannot come here. Așa că se la revedere. That is a national bird of Uganda. Oh yeah. Oh yeah. This is the national bird? Yeah, this is national bird. Even the national flag. So when you knock this in the streets in Uganda, they put in the prison. Oh, what? When you knock this or when you kid, you can put in the stone and everything. You go to you prison. You go to the police station. Explain. Just you are kid the country. Stai tu acolo. Am ajuns și noi acasă după multe, multe ore, am prins un trafic în centrul Kigali de ne-a luat mintea. Cred că am stat mai mult în trafic decât din parc încoace. Dar să știți că ne-am oprit și la cafea, am avut o grămadă de conversații despre Congo, despre toate cele. Vreau să vorbim puțin despre costuri și un feedback, așa, la final, suntem la Radisson Inn în Kigali, este ultima noastră zi, mâine facem check-out-ul la 12 și zburăm abia la 10 noaptea și zburăm până în capitala Belgiei, dar facem și o escală de o oră jumate în Entebbe, Uganda, unde nu ne dăm jos din avion, deci o să fie oribil, o să fie un drum extrem de lung. Feedback. Băi, deci eu, personal, vorbesc pentru mine momentan, deci eu am spus, cred că de-a lungul videoului ăsta, că eu nu fac safari, frate, că sunt foarte scumpe, mi-ar plăcea odată în viață să fac, dar sunt foarte scumpe, nu fac. Acum m-a convins, e adevărat că noi... A fost superb! A fost, chiar a fost. Și a fost și compania mișto și toate s-au aliniat. Ieri a fost un maraton de animale, adică astăzi a fost o nebunie de animale acolo. Astăzi n-am avut atât de mult noroc. Ne lipsește leopardul și rinocerul. Însă cred că e o experiență pe care trebuie să o faci o dată în viață. E adevărat că noi am avut noroc, o să vorbim despre costuri acum. Noi am avut noroc că am economisit, între ghilimele, cei care s-au spus pe live, știți, am economisit vreo 1000 de euro la combinația asta. Dar n-am economisit, că dacă nu făceam, nu cheltuia nici el, dar în fine. Am economisit. Da. Noi am avut un soi de colaborare cu Jean-Claude și la chestia asta s-a mai băgat și hotelul și a ieșit cumva ok. Noi cred că în total, trebuie să facem calculele, am cheltuit pe această zi și jumătate, atenție, incredibilă sumă de 700 de dolari, cel puțin. Cu intrarea în parc, cu toate cele. Puteți face această chestie, v-am arătat la camping, puteți să mergeți în day trip, puteți plăti 100 de dolari de intrare, deci la noi a fost 200, plus ghidul. Numai că șofer cu mașină din asta să te transporte 3 ore până acolo, să te aducă înapoi, să-ți facă game drive-ul și ăla te costă vreo 300 de euro. Noi am dat 200 de euro acolo, benzina a fost vreo 100 de euro, 100 de dolari. Plus ce am mai cheltuit pe mâncăruri, pe nu știu ce, am avut o reducere considerabilă la hotel, dar hotelul ăla, dacă ar fi să-l luați direct de pe site, prețul său este 365 de dolari în high season de persoană și este doar pe site-ul oficial. Însă eu vă garantez că dacă doriți să faceți o asemenea experiență, Jean-Claude vă va obține prețuri mai bune la absolut tot ce găsiți pe internet. Deci, vorbesc serios. Nu că avem colaborare, pentru că noi am plătit, numai că ne s-au făcut niște reduceri, pentru că am și transmis aceste chestii. Omul ăsta cunoaște toată țara. Bă, oriunde te oprești, vin oameni să-l salute. Oriunde, am ales noi, ne-am oprit în piață, am cumpărat banane, ne-am oprit în piață, parca o mașină și zice, Jean-Claude, oriunde, orice chestie, îți obține reduceri. Deci dacă aveți nevoie de contact aici, apelați la omul ăsta. Pentru orice. Pentru o să orice. Fie în descriere toate linkurile către ei. S-au purtat super frumos cu noi și le suntem foarte recunoscători pentru chestia asta. Fără el n-am fi făcut-o niciodată. De. Pentru că cu postul siguranță. Normal era aproape de două ori mai mult. Și nu am făcut-o. Eventual am făcut un day trip, probabil. Sau nici ăla, cine știe. Vreau să ne spuneți cum vi s-a părut faza cu pana. A fost ceva... A fost ceva? Le-am pățit pe toate. A fost ceva? Dar... Gândiți-vă că în parcul ăla, frate, sunt vreo 40 ceva de lei și noi am văzut, cred că 20. Am normalizat chestia asta, la un moment dat era un leu și o zebră. Ia uite.
Cred că parcul la Caghera are ceva special pentru că, spre deosebire de Serengeti și alte parcuri care sunt enorme, ăsta are 10 lacuri. Serengeti e râu, ăsta are 10 lacuri, e oarecum mic și concentrat cu animale, după cum am văzut, mai ales dacă vezi pe cineva care știe pe unde să te ducă și are grup cu ăialalți. Și am văzut multe chestii într-un loc oarecum concentrat. Cred că restul sunt mult mai mari și mult mai împrăștiate așa. Și nu au lacuri, frate, atâtea. Ăsta, cumva, am văzut, de exemplu, astăzi, peisajul de astăzi era super diferit de cel de ieri. Da. Azi, de exemplu, erau nici muște de alea. A fost ceva. A fost ceva, ceva wow și credem că e cel mai mișto video cu care să închidem această serie. Da. Prima noastră țară africană. Da. Țară în care toți ne-au zis să stăm 4 zile și că a fost imposibil de filmat și că e cea mai nu știu ce. Și noi am stat 3 săptămâni, că noi știți că noi mergem altfel. Am filmat tot, v-am arătat Rwanda de la oraș, partea modernă, partea haotică, favelă, condus, sat, viața la țară, viața cu copii, viața la graniță, pescari, safari, hotel, cel mai luxos hotel. Cred că v-am arătat tot ce puteam să vă arătăm, cel puțin de interes de aici, din această țară. N-am avut nici cea mai mică problemă, inima noastră rămâne clar aici, cu siguranță revenim și deja pregătim niște chestii. Noi acum suntem într-un moment de colectare de contact, dacă se spune așa, sau de creare de, mai știți, pagini laurii, pentru că nu știm niciodată unde ne va duce viața și când cariera noastră de influencer de ăștia se termină, că noi ăștia care apărem pe internet, așa cum apărem, așa dispărem, știi? Pam, pam. Și ne facem acolo, ne clădim niște pagini laurii, că nu știu niciodată când ai nevoie de oameni pe toate țările. Și da, asta a fost Rwanda. Plecăm, tai, tai. Și venim acasă. Nu, ai fost de 9 luni acasă. Mi-e pare rău că plec. Deci, mi-aș cumpăra o casă aici, să-mi bag piciorul. E cafea bună, oamenii sunt superbi, este frumos, cred că mai plouă, mai e cald. E una din cele mai sigure țări care am fost vreodată, vorbesc serios. Deci n-am avut nici m-am îngrijorat la fel sau la fel de puțin pe cum mă îngrijez în Thailanda despre că mi-aș face cineva ceva. Și da, foarte comunicativ, multă lume vorbește engleză, atât e scumpă, e Elveția Africii, băi, scumpă în draci, deci nu vii din Londra aici, nu simți diferență. Însă, știi aia, dai un ban, dar stai în față, tata. Vrei siguranță, vrei peisaje, vrei condiții, vrei ospătarii să-ți vină mereu prin dreapta, cum au venit la restaurant acolo, să te întrebe, să bei din pahar, când l-ai pus jos, vine, îți umple, plătești. Ai țări lângă mai ieftine, dar s-ar putea să, na. Vedem, cu siguranță ne vom întoarce și în Africa. Și am reușit în 3 săptămâni să nu ne înțepe muște, piște, nu știu ce dracu face el, niciun țânțar. Dar îți par mulți cățețe. Vă iubim. Mai ales eu. Vă iubim, să fiți cu minți. Ne vedem data viitoare. Abonați-vă, faceți toate nebunile alea, că pe noi ne ajută foarte mult. Asta cred că video ăsta cred că are 6 ore jumate să mă arăt. Vă pupăm. Data viitoare n-am să mă iubim pe scaun, că-s mai în vârstă. Am 3 luni mai mult ca tine. Respectă-ți bătrânii. Maybe a love like ours can lead out its cause.